Liceul Tehnologic Auto din Câmpul Lung vine în atenția absolvenților de gimnaziu cu ofertă educațională variată. Cei care vor să urmeze cursurile liceale, dar să cunoască în același timp și o meserie, au de unde să aleagă. Instituția de învățământ oferă 3 clase de liceu, una cu profil electric și 2 clase de mecanică, dar și 3 clase de seral cu profil tehnic și mecanic. Liceul Tehnologic Auto din Câmpul Lung își propune ca cifră de școlarizare pentru anul școlar 2013-2014 un număr de 3 clase de liceu zi, una în calificarea electrician și două în calificarea mecanic, cu posibilitatea de a se transforma în mecanic auto în ciclu superior al liceului. De asemenea, propunem să facem o clasă de a noua seral, tot în profil tehnic, o clasă de ciclu superior al liceului seral cu absolvenți de școală profesională și absolvenți ai ciclu inferior al liceului, și mai ales să facem o clasă de anul întâi profesională în calificarea mecanică auto cu absolvenți de 9 clase de liceu, absolvenți care pot veni și din alte unități școlare, din Câmpul Lung sau zonele limitrofe. Acești elevi, pe lângă faptul că vor primi bursă 200 lei lunar, au marele avantaj că pot, prin planul de învățământ, să obțină carnetul de conducere categoriile B, C și E. Deci toate categoriile în afară de condusul pe autobuz. Ei pot să profeseze categoria C decât după vârsta de 21 de ani. Dar în cadrul școlii pot primesc această calificare. Deci au posibilitatea să obțină toate categoriile printr-o modificare a legii care a apărut de câteva zile. De asemenea, toți elevii școlii noastre, indiferent că sunt la profesional sau la liceu, pot urma într-un regim special cursurile de șoferie și să obțină, în aceleași condiții ca cei de la profesională, să obțină certificatul de absolvire al școlii, al școlii de conducere auto, toate categoriile.